Salut! Timpul s-a încălzit, temperaturile nocturne rar mai coboară sub valorile de 0 grade, așa că este timpul favorabil pentru dezvoltarea fungilor. Zilele sunt destul de călduroase, temperatura ajunge la 10-12 grade. Umiditatea este în creștere, așa că sunt condiții favorabile pentru dezvoltarea fungilor. De aceea trebuie să începem tratamentele pentru combaterea acestor fungi. Cu ce tratăm pomii, vița de vie, căpșunii, arbuștii? O întrebare pe care ne-o punem cu siguranță majoritatea dintre noi. Sursele de informare sunt diverse, diferite surse, diferite recomandări. Eu vă recomand, nu neapărat experiența personală, experiența personală este orientativă, dar vă recomand să consultați linkul din descriere, unde vă atașez buletinele de recomandare pentru tratamente propuse de către Institutul de Pomicultură Mărăcineni. Și de asemenea, vă recomand să faceți așa cum am făcut și eu. Am listat aceste buletine de recomandare, iar în liste găsim perioadele când trebuie să începem stropirile, adică fenofaza, așa cum este ea denumită, patogenul și dăunătorul și producție de protecție ale plantelor recomandate. În aceste tabele veți găsi clar, explicit, sfaturi, spun eu valoroase, date de specialiști de top în acest domeniu. Astăzi ne încadrăm la combaterea patogenilor bacterieni micotici. În tabel găsim fungicide pe bază de cupru. Eu astăzi voi face un tratament cu CHAMP, produs pe bază de cupru. Tratament pe care îl voi aplica pomilor din grădina mea. În acest link din descriere veți găsi o lucrare complexă pe care vă recomand să o parcurgeți și pentru fiecare specie veți găsi recomandări. Eu mi-am scos pentru speciile de pomi pe care le am eu în grădină, de la măr, păr, prun, vișin, cais, nectarin. Pentru toate acestea și cu atât mai mult și pentru altele, și pentru arbuști fructiferi, și pentru nucifere, alune, găsiți acolo sfaturi concrete de care aveți nevoie. Eu le-am listat și în felul acesta le-am în permanență pe masa mea de lucru, mă orientez, știu în ce fază mă aflu, în ce fenofază de dezvoltare sunt pomii, imediat îmi dau seama de patogenul, dăunătorul pe care trebuie să-l combat și am în dreapta în tabel și produsele cu eficiență bună pentru a efectua aceste tratamente. Vă recomand cu căldură, cu convingere, să consultați această lucrare. Bun, acum ne schimbăm și mergem în grădină să ne apucăm de treabă. Să stropim pomii, haideți în grădină. Bun, avem fungicidul CHAMP, care este compus din cupru metalic, campionul fungicidelor cuprice.
acest plic îl dizolv în 8 litri de apă. Deci ceamp 30 de grame în 8 litri cu apă. Îl amestecăm bine și începem să-l stropim, să stropim pomii cu el. Stropim din abundență la îmboiere. Îmboiem toate părțile pomului de sus până jos, inclusiv tulpina. Cu cât gradul de depunere este mai bun, cu atât protecția asigurată este mai bună și, și substanța eficientă. Așa că stropim să-l facem ud. Îmboierea trebuie să fie completă, totală. Vă atașez în continuare tabelele din lucrarea Institutului Pomicul Mărăcineni. Le puteți consulta, puteți pune pauză și reveni la fiecare tabel în parte. Sau puteți accesa linkul din descriere. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!